Și-au acoperit ușa cu pături ca să nu înghețe de frig, dar împotriva ploii sunt neputincioși. Când plouă afară, le plouă și în casă. I se întâmplă unei familii cu 5 copii din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă. Copiii cresc doar împreună cu mama, pentru că tatăl i-a părăsit. Ca să poată supraviețui, femeia este nevoită să cumpere mâncare pe datorie, iar lemnele de foc și hainele groase îi le oferă oamenii de bună credință. Vedeți întreaga istorie a familiei Slobodan în reportajul ce urmează. Într-o casă mică și bătrânească din satul Antonești, raionul Ștefan Vodă, se adăpostesc 6 suflete. Este vorba despre Natalia Slobodan, în vârstă de 35 de ani, și ai săi 5 copii minori. Aveam aici ușă, dar era ei, trebuie schimbată. Și am pus ea ca tiorganul ăsta, ușca să ții măcar cât de cât. Nu deschid, ia că o crapat în partea slantă, în partea slantă. Și rău să închid, rău să... Nu se ține ca lumea și e frig. Așa e situația că e stricat sticla, e frig, mai așa că o din partea și el a întâchică și mega așa e stricată de tot. Cel mai mare copil al Nataliei are 15 ani, iar mezinul în curând va face un anișor. Natalia a fost căsătorită de 2 ori și ambii soți au părăsit-o. Cel de-al doilea soț a plecat când era însărcinată. Odată m-am întâlnit la piață la Olănești, m-am dus și m-am întâlnit cu dâns și i-am zis că Mișă, zic, și chiar nică nu ne dă nici, nu vii să le vezi nici. Și vopșe tu ai uitat că ai 2 fete. Deci eu n-am uitat, dar e rușine să vin că atâta timp n-am fost, nu le-am văzut și nu le-am adus nicât. În aceste condiții, femeia își crește copiii cum poate. Să ne scăldăm pe rând, scăld pe Rodicuța, scăld pe Nicoleta, și apoi băieță și eu arunc cap, așa mă scald eu dacă dovedesc, dacă nu, mă scald adeuza. Natalia și cei 5 copii minori trăiesc dintr-un ajutor social de 8.000 de lei pe lună. Dacă nu ne ajung, mă duc la magazin și eu pe datorii și apoi când prânesc, mă duc și duc. Când și cum nu ne ajung totdeauna. Lemne de foc au de la oamenii de bună credință, la fel ca și alte lucruri necesare copiilor. Din brăcați, spasiba, ne-a mai ieșit, lumea ne-a mai dat, dar din calțați, spasiba, tot ne-a dat amu. Dar până amu ne-a fost greu, nu ne ajung banii. Că... Am încercat să luăm legătura cu tatăl celor mai mici copii, dar acesta nu a răspuns la apelurile și mesajele noastre. Mă rog la Dumnezeu să fie sănătoși, să am putere să-i cresc.